Unul dintre cele mai moderne laboratoare multimedia din România a fost inaugurat la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Este vorba de un laborator cu capacitatea de 36 de persoane. Dotarea laboratorului este rodul unui parteneriat între compania E.ON Business Services și Universitatea Babeș-Bolyai. Sunt fundamentale, nu doar pentru faptul că întărim legătura cu mediul socioeconomic, nu doar pentru faptul că studenții vor beneficia enorm, ci pentru că arătăm că se schimbă lumea. Nu mai rămânem în paradigma clasică în care transferăm cunoaștere către companii, deși facem și acest lucru. Intrăm într-o altă logică de a crea ecosisteme în care companiile sunt în universități, noi suntem în companii, iar din aceste ecosisteme inovația câștigă enorm și în final oamenii. You know, so E.ON moved 2012. We opened our center here in Cluj, and it was all based on the assumption that for E.ON, young, well-educated people are a source for success. And so already 2012, we looked for the cooperation with the university. We implemented trainee programs, and we always tried to be in close touch with the university. And over the years, it grew more and more and more. And personally, I can tell you, I arrived here in Cluj 2020, mid of the pandemic, but the first people I met were here from the university. So I remember meeting Levente, meeting Michaela Dragan, and together with them we developed the idea of the lab and also found ideas to strengthen our cooperation, which I'm still unbelievably proud of, and what I still think that is the way to go for young people. Have an excellent education, but also the possibilities of a young, dynamic company like E.ON. Ne doream foarte mult să avem un laborator modern, un laborator care să ofere niște facilități particulare pentru studenții noștri. Ne-am inspirat de la modelele de laboratoare din universitățile americane și, într-un final, am găsit un partener din mediul de afaceri dispus să investească în construirea acestui laborator. Studenții noștri vor utiliza laboratorul pentru a dezvolta aplicații, pentru a utiliza softuri speciale, softuri de înalt rafinament, ca să spunem așa, în prelucrarea datelor sau în generare de informații suplimentare. Iar un element de particularitate pentru acest laborator este că poate fi folosit de către studenții care practic studiază limbi moderne până la informatică, statistică sau alte discipline foarte exacte în utilizarea datelor. Valoarea investiției în dotarea laboratorului este de peste 35.000 de euro. Universitatea Clujeană este, potrivit meta-rankingului academic, cea mai bine cotată din România.